Hai, salut la toată lumea și bine ați venit, băieți și fete, la un nou episod din seria. Una dintre serii voastre preferate, aș putea spune, mai exact, astăzi avem Bravo, Nice Steel. Și întrucât a fost Crăciunul, a fost anul nou, e în continuare cu iarnă, în continuare anotimpul de iarnă, am zis să facem și o ediție de iarnă, că de ce nu, ne-am apucat să fac înainte de sărbători și măcar acum hai profităm și noi să facem un video de genul. Fraților, nu uitați, dați un like acolo, un share, un subscribe la canal, nu uitați, mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok dacă vreți voi, mă găsiți acolo, Buzai Gaming. Nu uitați de un follow pe Facebook, unde sunt live destul de des și vă trebuie voi acolo ca să ne jucăm împreună, ne simțim bine. Astăzi, cum am zis, o să avem ediția de iarnă și avem câțiva concurenți pregătiți. Rog concurenții să apară. Haideți. Ăștia sunt cei 11 concurenți care vor încerca astăzi să câștige competiția Bravo. Am continuat totuși cu episodul. Vreau să vorbim puțin și despre noile eventuri de pe joc. Avem un nou mini top, aș putea spune, zilele astea, cu un backpack. Mai exact, backpack-ul Shark Evolution, care are legătură cu noul skin pe Scar, care evoluează, știți voi, Shark Megalodon. Mai exact, ăsta este backpack-ul, dacă vreți, luați de la top, aveți doar un diamant. Pentru un diamant își merită prețul. Așa, și vreau să vă arăt și noile costume de la Magic Cube. Dacă cumva nu știați, au apărut noi costume la Magic Cube zilele astea. Mai exact, a apărut, mă rog, un costum, a apărut ăsta, care, băi, știți că e destul de făinut, sunt la pantalonii, părul și ochii ăștia roșii. Genial cum arată așa ochii roșii. Și un bundle destul de reușit, sincer. Dacă vreți, vi-l luați, intrați, mai vă voi redeem Magic Cube și l-aveți aici. Bun, acum o să vă las să vizionați în continuare episodul. Hai, vedem ce picine avem astăzi aici. Fără steag. Bun. Ce fac, mă? Treci înapoi în rând. Bă, o fugi concurentul. Ok. Bun, avem aici un indian, ceva bluză de iarnă. Aici avem, practic, o costumație aproape full pentru anotimpul ăsta. Destul de ok. O să fac mai întâi o tură așa să văd cam ce aveți. Bă, băiatul ăsta încă îmi place cum arată. Oare cum sunt cam potrivești, este un lucru care nu merge pălăria aia, dar mă mai gândesc. Tu ești urât, bravo. Aici avem un Moș Crăciun, care duce în armată. Deci că e ăla din Rambo. Aici avem un hoț de Crăciun. Ce machiajul ăsta? What? Mamă, cât de straniu arată. Ok. Am un Moș Crăciun. Băi, am zis fără bundle full, așa că... Bă, unde-ți capul? Bă! Așa, gata. Am zis fără bundle full, deci îmi pare rău. Tu... Ai doar barba. Și în rest ai un costum aproape întreg. No. Pitint mai la. Bun, deci momentan în prima rundă am eliminat doi concurenți. Au rămas încă 9, care vor rămâne să bat în cea de-a doua rundă. Avem runda de emote-uri. Cum știți voi, trebuie să dați câte un emote să fie cât mai mai free, mai fain, așa. Hai, vedem ce iese. Hai, dăm un emote. Oh, bun. Hai, dă-și tu. Iha! Hai, dă-și tu un emote. Oh, minuță. Tu, ce mi-ai pregătit azi? Ok. Ce mi-ai pregătit? Asta cred că e lepra, nu știu de ce. Baby Shark-ul. Tu? N-am mai văzut și la colegul tău. Altceva, ce mai e? Să zicem. Tu, ce mi-ai pregătit? Asta nu-mi place. Nu-mi place, scuzi, Vali. Nu-mi place emote-ul ăla. Bun, am mai rămas cu 8 concurenți, am găsit, sau? 7? Ok. Bun. Ne lăsăm acum, băieți și fete, în următoarea zonă. Ne auzim de acolo. Haideți pe mine. Fraților, vreau încă o dată să vă mai reamintesc de site-ul Eneba, unde vă puteți lua jocuri și multe alte chestii, mai fi gift card-uri pentru
Xbox și chestii genul, care toate găsiți tot ceea ce aveți nevoie. Au destul mult reduceri, au cele mai noi jocuri la prețul super, super ok. Aveți Cyberpunk-ul, aveți Battlefield, uitați Overwatch-ul. Bă, ce ieftin, a devenit Overwatch-ul. Așa, GTA-ul, deci foarte, foarte, foarte multe jocuri. Aveți și, v-am zis, best-selling gift card, uitați, pentru Xbox, pentru Game Pass, pentru tot, 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 tot. Și totodată vă puteți da și precomandă la următoarele jocuri care vă apărea. Așa, mai exact, avem aici Hitman 3, un joc care urmează să apară, de da pre-order, Outriders și multe, multe alte jocuri. Și na, cum vedeți voi la categorie aici aveți Store, Games, Gift Card, Game Points, Xbox, PS Network, Nintendo, deci foarte, foarte variat site-ul ăsta. Așa, totodată găsiți și diamante pentru Free Fire, dacă fiți Garena Free Fire. Așa, și dați un search. V-am mai arătat, vă apar ofertele astea pe care le puteți achiziționa. Ne-am plăcut că, uite, vreau 1080 diamante, intrăm aici, da, se vede, așa și aici acolo, can be activated, așa, digital key instant delivery, bun, o primit un cod, nu știu ce. Și dacă vă uitați mai jos, zice, how do I redeem a voucher, și vă zice, login pe site-ul ăsta, accesați Free Fire Mobile Game Credit Top-Up, vă trebuie Free Fire și trebuie să introduceți Free Fire ID, ok? Apăsați redeem code și trebuie să dați codul pe care îl primiți când achiziționați chestia asta. Că știu că mulți m-ați întrebat cum merge și m-am interesat și uitați, așa se folosește, ok? Da, și după o să primiți diamantele alea și o să le bagi direct în cont. Cam asta ar fi, dacă vreți știți cum merge. Aici puteți, na, să vedeți cât mai multe prețuri, vedeți voi care, pe care îl vreți, asta e 8 euro jumate. Dați buy now, așa, de exemplu, dați buy now, vă puneți aici ce vreți, deci un euro credit card, te plătiți cu PaySafe, uitați, foarte accesibil. Și totodată, dacă vreți profitați de un discount, puteți introduce aici, aici codul meu de pe Eneba, Bullseye, așa, și o să primiți o mică reducere. Ia, cred că apare, nu? Da, uite, discount 0.25, practic e... Vă ia și niște taxi și ajungea la 9.29 și acum o să mai scade puțin pentru codul meu. Dacă vreți vă achiziționați, cum ai merge codul și pentru orice alte chestii de pe site, cum ar fi jocuri, gift card-uri, tot, tot, tot. Bun, vă las în continuare cu episod. Am azi nouă locații, băieți. Aici o să mai facem o serie de eliminări. O să mai elimin încă un membru pe care o să se bat între ei. Nu știu pe cine să elimin, bă, totuși cred că o să scap de tine că, nu știu, ești prea bine îmbrăcat, efectiv, te-ai îmbrăcat bine, pare rău. Pare rău, pantalonii aia mergeau perfect cu bluza. Și în momentul de față au rămas 6, hai să spunem acum să se bată. Cine spunem? Hai să spunem fetele între ele, hai, tu și cu tine, fără faranga, alo, jos cu țâtul, bă, așa, hai, la bătaie, hai să văd. Hai, vedem. Ia. Bravo, Daniel, bravo, bravo. Uite, iau un medkit dacă ai nevoie. Bun. Acum, Kimchi, hai să punem pe ăștia de cu bluzi mari. Hai. Tu, căciuliță roșie cu armură albă, tu. Hai. Hai, du-te, du-te la bătaie. Ia vedem. Mamă, cum s-aud pumnie. Hai, spate. Haide. Cred că s-a prins vreun hit. Rip, lepra. Au, au, au. Rip. Bun, și în ultima bătălie avem hoțul și cu indianul. Hai, indianule, vină cu asta. Hai, vedem. Hai, vedem. Ia vedem cine triumfă. Bine, bine, Macedoane. Bun, deci aparent avem 3 concurenți care... au rămas, pe ăștia o să-i puteți vota voi care credeți, ziceți că o să câștigi competiția. Deci avem așa, nu, prim, votați așa. Moș Crăciunul din armată, hoțul de Crăciun sau Renu Blestemat. Hai, votați secțiunea de comentarii și în episodul următor o să anunțăm și câștigătorii. Vă urez o zi faină, pa, pa!